Bună ziua, începe jurnalul orei 11. Federația Solidaritatea Sanitară desfășoară un nou miting național al lucrătorilor din sănătate. La protest participă mii de angajați din sănătate care se vor lupta cu căldura toridă și mai ales cu indiferența guvernului față de situația celor care au grijă de sănătatea românilor. Marina Filimon ne spune ce revendicări au aceștia. Bună ziua, Marina! Bine, te-am regăsit, Andreea, și bun găsit tuturor. Ei bine, vorbim de o mitică al angajaților din sănătate, care chiar de la această oră protestează aici, în Piața Victoriei, în fața guvernului, strigându-și nemulțumirile. Sunt așteptați peste 5.000 de oameni, marea majoritate dintre aceștia au venit. Revendicările, în principal, sunt legate de natura salarială, dar mai multe despre revendicările lor ne poate spune chiar domnul vicepreședinte Predica Marius, pe care l-avem astăzi invitat la cadru și îi mulțumim. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Într-adevăr, astăzi ne aflăm pentru a doua oară în decurs de o lună de zile în fața guvernului. Noi ne menținem în continuare lista noastră de revendicări, întrucât prin ordonanța adoptată acum două săptămâni, acestea nu au fost soluționate. Prin această ordonanță, guvernul a negociat, de fapt, respectiva prevedere, nu cu noi, ci cu cealaltă federație reprezentativă din sectorul de sănătate. Prin această ordonanță au fost introduse o serie de indemnizații care, din punctul nostru de vedere, sunt inaplicabile. În luna septembrie, când salariații ar trebui să încaseze aceste sume în plus, în realitate fie le vor fi luate din sporurile pe care ei le încasează astăzi, fie și mai grav vor fi luați bani din buzunarul altor salariați pentru a fi acordate aceste indemnizații. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Întrucât fiecare spital are obligația să se încadreze într-o limită de 30% pentru sporuri și indemnizație. Concluzionând, suntem la momentul la care, de fapt, nu avem un act normativ care să asigure ceea ce noi am solicitat. Tariful orar al medicului pentru garda suplimentară, plătit la salariul pe care el îl încasează astăzi, în cazul asistentelor, infirmierilor și așa mai departe, sporul de tură, sporul de zile nelucrătoare, de asemenea, plătite la salariile de bază pe care le au astăzi și nu la cele din ianuarie 2018. Prin urmare, noi sperăm ca prin negociere astăzi cu guvernul, cu domnul prim-ministru, să reușim să transpunem sau să reușim să-i convingem pe guvernanți că, de fapt, trebuie modificată această ordonanță în sensul celor solicitate de noi. Cât veți mai avea de gând să protestați dacă totuși nu se va soluționa nimic astăzi? Acesta este ultimul protest stradal înaintea declanșării grevei, pe care noi am programat-o pe data 19 iulie, greva de avertisment, și 27 iulie, greva generală. Într-adevăr, sunt câteva semne de întrebare legate de grevă, faptul că Ministerul Muncii refuză să nominalizeze un conciliator pe procedura legală, faptul că tot același Ministerul al Muncii ne spune că nu putem face grevă fără să facem dovada că cealaltă organizație reprezentativă, cealaltă federație, nu a declanșat conflictul colectiv de muncă. Cum spuneam, suntem în situația în care acesta este ultimul protest stradal. În cazul în care nu vom declanșa greva pe considerentele de care spuneam mai devreme, noi vom continua totuși protestele prin forme alternative de protest. Mulțumim foarte mult! După cum ați auzit, protestul va continua cu o grevă generală dacă revendicările acestora nu se vor soluționa. Până atunci, mitingul din fața guvernului va continua până la ora 14. Atât de aici!